Noi ca biserică călătorim prin Evanghelia după Matei și am ajuns în capitolele 21-22. Eu am tras amvonul deoparte, că nu mai am nevoie de el, nu mai este timp. Și pentru cei care sunteți noi în biserica noastră, dați-mi voi doar să vă creionez cele 7 tablouri care sunt în textul nostru. În primul rând sunt 3 evenimente. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim ca împărat davidic. Dar pentru că cronicarul spune că împărăția lui sau scaunului de domnie va fi întărit pe vecie în împărăția lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu, el nu se mulțumește să intre în capitala țării, în cetate, pentru întronare. Trebuia să intre în templu, să fie încoronat acolo, într-un templu, dar descoperă templul a fi o peșteră de tâlhari. Și după ce scoate afară pe cei ce vindeau și cumpărau, răstoarnele, mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei, Domnul Iisus Hristos vindecă orb și șchiop și pe urmă iese din cetate mânios și pleacă. A doua zi dimineață, întorcându-se în cetate, se oprește lângă un măslin și nu găsește decât frunze și se uită la el în prezența ucenicilor și zice: în viac să nu mai dea rod din tine. Și în momentul acela, măslinul se usucă. Dar el este creatorul la tot ce există. El a creat măslinul. De ce să-l cace în picioare? Dragii mei, toate gesturile Domnului Iisus Hristos au un caracter profetic. Măslinul reprezenta pe Israel. Și pentru că ei în ziua precedentă îl scoseseră afară, îl negaseră ca împărat și mare preot, el vine să anunțe, într-un fel, sfârșitul slujbei lor în împărăția lui Dumnezeu. Și în felul acesta, măslinul care s-a uscat este Israelul scos din slujire. Scos din slujire. În timp ce învăța pe norod în templu, vin mai mari poporului, bătrânii și preoții cei mai de seamă, și îi pun o întrebare foarte contrariați de gesturile lui din ziua precedentă. Cu ce putere faci lucrul acesta? Cine ți-a dat această putere? Domnul Iisus, în loc să le răspundă, le pune o întrebare. Vă spun cu ce putere o fac, dacă îmi răspundeți, de unde venea botezul lui Ioan? Din cer sau de la oameni? I-au cumpănit, simțeau că e o plasă, oricum ar fi răspuns, ar fi căzut în ea și au zis: nu știm. Nici eu nu vă voi spune. Dar vă spun o pildă. Un om avea 2 fii. S-a dus la unul și a zis: tu te învia mea și lucrează. Nu vreau! Dar i-a părut rău și s-a dus în via tatălui său. A venit și la al doilea fiu. Da, Doamne, mă duc. Și nu s-a dus. Care dintre cei doi au făcut voia tatălui? O, cel din tâi, au răspuns cu toții. Și Domnul Iisus se uită în ochii mai marilor lui Israel și le spune: vameșii și curvele vor merge înaintea voastră, în părăția cerurilor, pentru că ei au primit botezul lui Ioan și voi l-ați respins. Vă mai spun o pildă. Un vier sau un stăpân și-a cumpărat o vie, i-a săpat pământul, i-a zidit un turn, a săpat un șanț și-a îngrădit-o. Și-a dat-o unor vieri în arendă. La vremea roadelor a trimis pe robii lui să-și ceară partea lui de rod. Când vierii au văzut și au bătut joc de ei, pe unii i-au omorât, a trimit mai mulți, a făcut la fel. Și pe urmă stăpânul a zis: îl voi trimite pe fiul meu. Poate îl vor primi cu cinste. Când l-au văzut, vierii au zis: iată moștenitorul, să-l omorâm. Și via ne va rămâne nouă. L-au luat, l-au bătut, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Când a auzit lucrul acesta, stăpânul viei a întrebat: ce va face acestor vieri? O, pe ticăloși și aceștia, ticălos îi va pierde. Va lua via de la ei și o va da altora. Cu propria lor gură și-au rostit verdictul pe care Domnul Iisus îl anunțase prin blestemarea smochinului. Vă mai spun o pildă. Un împărat avea un fiu și s-a pregătit să facă nuntă fiului său. A pregătit ospățul, a trimis la cei care aveau invitația și le-a spus: nunta este gata.
am tăiat vițele cele îngreșate. Veniți la nuntă, totul este pregătit. Dar ei s-au bătut joc de trimișii împăratului. Pe unii au bătut, pe alții au omorât și fiecare și-a văzut de holda lui și de negustoria lui. Când a auzit împăratul, s-a mâniat și a trimis oștile să nimicească pe ucigașii aceia, să le ardă cetatea. Și apoi a zis robilor săi, ieșiți la răscrucile drumurilor și chemați pe toți cei veți găsi. Nunta este gata, cei poftiți nu s-au învrednicit de ea. Robii s-au dus la răspântile drumurilor și au adunat pe toți pe care i-au găsit, buni și răi. Și sala de ospăța nunții s-a umplut. Împăratul a venit să-și vadă oaspeții și a zărit acolo un om care n-avea haina de nuntă. Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Omul nostru a amuțit. Și împăratul a zis slujilor lui, legați mâinile și picioarele, luați-l și aluncați-l afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și a zis, mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Dați-mi voie să mă opresc la această ultimă pildă și să mă întreb, ce-o fi haina de nuntă? Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Ce-i haina de nuntă? Sunt trei adevăruri pe care le-a subliniat. În primul rând, tu nu o poți cumpăra. Nu o poți merita în niciun fel. Trebuie să ți se ofere haina de nuntă. Dar întrebarea este, cine o va pregăti și cum? Și a treia întrebare, dacă tot este pregătită o haină de nuntă, cum poți să beneficiezi de ea? Ca la sfârșitul istoriei să poți să stai la masa nunții fiului de împărat. Dați-mi voie să le iau pe rând. În textul din Apocalipsa ni se spune că la un moment dat se aude un glas puternic ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice care zice, Haleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Suntem la sfârșitul istoriei. Dar ascultați versetul 8. I s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Haina de nuntă trebuie să ți se dea. Dar cel ce ți-o oferă și stă cu ea în mână, așteaptă ca tu să o primești. Dar întrebarea este, cine este cel care pregătește haina de nuntă dacă eu nu am, nu pot cumpăra, nu pot pretinde, nu pot merita? Dați-mi voie să mă duc în textul lui Efeseni, capitolul 5. Și Monica a amintit deja ce a învățat-o Dumnezeu când a citit textul nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, dar m-aș muta în dreptul bărbaților. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, ce scrie mai departe? Cum a iubit Hristos biserica. Cum a iubit Hristos biserica? S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. În felul acesta, fiul împăratului pregătește haina de nuntă. Dați-mi voie să desfac un pic textul acesta. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. A sfinți înseamnă a pune deoparte. Așa cum o mireasă în momentul în care îi se cere mâna, spune da, se pune deoparte pentru mirele ei. Așa cei care se botează astăzi se pun deoparte pentru Dumnezeu. Dar cine sunt ei? Cine sunt eu? Cine suntem noi când toată lumea zace în păcat și toți am păcătuit? Suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu.
Dragii mei, prin neascultarea lui Adam, noi am trecut de partea celui rău. Suntem mireasa, soția diavolului. Nu există zonă neutră în univers? Ori cu Dumnezeu, ori cu Satan. În momentul în care Adam a călcat porunca, în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit, șarpele s-a dus la Dumnezeu cu propria lui poruncă și a zis: nu scrie aici ce ai spus, mărite? Nu e asta fapta omului pe care l-ai creat după chipul și asemănarea ta? Și Dumnezeu a zis: ia-l, ia-l tău! Și în felul acesta păcatul a ridicat un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și am fost dați pe mâna lui Satan și suntem soția celui rău. Suntem în relație cu cel rău. Întrebarea este: cum mă poate lua Hristos de acolo să facă din mine mireasa lui? O, Pavel, în Roman ne spune cât de complicate sunt lucrurile în plan legal din partea lui Dumnezeu. Nu știți, fraților, vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Ce spune legea? În ziua în care vei mânca din el, vei muri. Și legea, dragii mei, nu se lasă, este procurorul lui Dumnezeu, până când nu se împlinește porunca lui Dumnezeu. Principiul acesta îl aplică la relația dintre soț și soție și apoi în versetul 4 îl mută pe plan spiritual în relația dintre noi și Hristos. Femeia este legată de bărbat, prin lege spune. Și dacă se mărită după altul câte vreme îi trăiește, bărbatul se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, se poate mărita după altul, nu este prea curvă. După care în versetul 4 spune: tot așa și voi prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Dar a cui eram înainte? Ai celui rău. Dragii mei, singura modalitate de a scăpa de această relație cu cel rău este să mori fără să mori. Să-ți împrumute Dumnezeu moartea fiului său. Este singura posibilitate. Și lucrul acesta s-a întâmplat pe cruce. Pentru că el, fiind al doilea Adam, toată omenirea era în coapsele lui. Și de aceea poate spune Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În felul acesta, Hristos ne-a sfințit, ne-a pus deoparte pentru sine. Dar ascultați cum continuă textul. S-a dat pe sine pentru ea, pentru biserică, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Observați, mai întâi trebuie să fie o curățire prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și asta facem astăzi. Dar ce reprezintă botezul? Scriptura spune: am fost îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Atunci când cei patru vor intra în apa botezului, mai întâi este o îngropare. Și îngroparea aceea reprezintă actul ascultării credinței mele prin care mă identific cu moartea lui Hristos, actualizez pentru mine moartea lui Hristos. Îngropați împreună cu el prin botez. Dar textul spune: după ce a curățit-o prin botezul cu apă și adaugă prin cuvânt. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Și ascultați, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Spălarea nașterii din nou se întâmplă în momentul în care sunt îngropat împreună cu Hristos în apa botezului și adus la viață împreună cu Hristos. Dar viața continuă, căderile vor urma, dragii mei. Duhul lui Dumnezeu are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să mă dovedească vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Să refacă relația cu Dumnezeu pe care păcatul o rupe. Și de asta am nevoie în fiecare zi, în fiecare ceas. Am în ceruri un mijlocitor care stă înaintea completului de judecată când îmi cer iertare și arată cuiele, semnele cuielor în mâini și în coaste. Tată, am plătit pentru păcatul lui. Dar textul continuă vorbind despre scopul iubirii lui Hristos, ca să înfățișeze această biserică înaintea lui,
fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Împăratul a intrat în sala de ospăți ca să-și vadă oaspeții. Și a zărit acolo pe un om care n-avea haina de nuntă. Prietene, a zis el, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Știți dezodorământul, aruncați-l afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragii mei, istoria se termină cu nunta fiului de împărat. Și fiul de împărat este Domnul Iisus Hristos, Mesia, fiul lui David, împăratul davidic. El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Dar vreau să vă spun, deși există soluție pentru toți, o haină de nuntă personalizată pentru fiecare dintre noi, jertfa lui Hristos trebuie primită, poate fi refuzată. Și probabil sunt aici astăzi între noi cei care zic, nu acum, mâine. Acceptarea jertfei lui Hristos se face prin mărturia publică în apa botezului. Acceptarea jertfei lui Hristos se face prin mărturia publică în apa botezului. Și oricine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui meu din ceruri, a spus Domnul Iisus Hristos. Istoria se va termina cu o nuntă. Și la nunta aceasta, mireasa lui Hristos, îmbrăcată în hainele albe ale neprihănirii lui Hristos, pe care le-a primit în dar, prin har, va fi prezentată înaintea cerului întreg, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, ca rod al iubirii Domnului Iisus Hristos. El ne pregătește haina de nuntă. Întrebarea este cum o primim. Și dați-mi voie să închei cu un text. În Galateni, capitolul 3, versetele 26 și 27, spune: toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți care v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat, ce spune textul mai departe? Cu Hristos. Haina de nuntă este Hristos însuși, neprihănirea Lui, viața Lui imaculată, trăită pe pământ ca tine și ca mine, dar în ascultare de Dumnezeu. Și în momentul în care am curajul să cred în El și să-L mărturisesc cu gura mea pe Hristos ca Domn, să cred în inima mea că este un Domn viu și poate avea pretenții la adresa mea, voi fi mântuit. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin.